Primăria Municipiului Timișoara anunță restricții de circulație în vederea realizării lucrărilor de reabilitare a rețelei de alimentare cu apă și canalizare. Comisia de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a aprobat restricționarea traficului rutier etapizat în perioada 4-23 martie în zona intersecției Bulevardul Tachionescu, strada Simion Bărnuțiu, strada Mihail Cogălnicianu, piața Badea Cârțan, în vederea executării lucrărilor de reabilitare a rețelei de alimentare cu apă și canalizare Nord lot 2. Șoferii sunt îndemnați să folosească rute alternative pe toată perioada șantierului.